Bună și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube din nou. Eu sunt Cosmina și asta e a patra oară când încerc să filmez acest videoclip, dar sper că data asta să iasă pentru că nu mai am răbdare. Bun, am aici cumpărăturile pe care le-am făcut în ultimile două luni. Majoritatea sunt din ultima lună, nu știu exact. Sunt singură că am mai cumpărat și alte chestii, dar nu le am aici, nu știu unde sunt, nu știu care sunt. Așa că o să vă arăt ce mi-aduc aminte că am cumpărat eu și mai ales ce am cumpărat chiar în ultima perioadă. Îmi cer scuze. Bun, o să încep cu produse de la Wet n Wild, pentru că Wet n Wild a venit în Arad, thank God, și am rămas impresionată de calitatea produselor. Am cumpărat o palețică mică care se numește Walking on Eggshells și o să vă arăt cât de tare e pigmentată. Singura mea problemă cu paleta asta este că nu are o culoare mată, adică dacă vreau să folosesc doar paleta asta, nu pot, nu are nicio culoare mată. O culoare de tranziție are, dar nu e mată, toate sunt sidefate. Sunt foarte plăcut impresionată de calitatea lor, dar sincer cred că ar trebui să pună o culoare mată în loc de pensulele alea de aici, pe care cred că nimeni nu le mai folosește. Și tot de la Wet n Wild am cumpărat 3 rujuri, care îmi plac foarte mult, au o consistență mai ciudată, ar trebui să îmi dau jos swatch-urile. Da, deci rujurile acestea au o consistență foarte ciudată, foarte diferită de ce am mai văzut până acum. Pentru că nu sunt, sunt și mate și cremoase, sunt așa un fel de 2 în 1, cafea cu lapte. Da, au, sunt mate, dar nu usucă buzele, nu se văd crustele, nu nimic. Sunt culorile astea 3, o să fac un swatch rapid la ele să vă faceți o idee cam cum arată. Și eventual o să las în bara de descriere numele lor. Da. Așa. Astea sunt cele 3 culori. O să cadă camera. Nu o să cadă. Bun, astea sunt cele 3 culori și chiar îmi place consistența lor. E ok, sunt drăguțe, culorile sunt ok, prețul e foarte avantajos, chiar le recomand. Încerc să dau și un fel de review, first impressions sau ceva de genul. Am fost la Body Shop luna trecută și mi-am cumpărat bronzerul în nuanța Deep Matte. Îmi place, pot să conturez cu el, e seamănă cu cel de la Benefit, cu Hoola, îl am și pe acela și, sincer, am impresia că seamănă așa puțin. E foarte simpatică culoarea, îmi place foarte mult cum arată și, da, îl recomand. Și îmi place că e mat, adică, da. Am oprit și pe la Melchior, pentru că în Arad nu le găsesc nici de Body Shop, nici Melchior, dar le găsești în Timișoara și da. Și am cumpărat un iluminator care este mai nou preferatul meu, nuanța Winter Glow, și arată foarte tare, adică, sincer, chiar iluminează. Bun, și ce mai am aici? Am cumpărat de la Maybelline două chestii. Mi-am recumpărat, de fapt, Dream BB Pure. E un BB cream, tot timpul folosesc, îl recomand, e foarte ok, vară, iarnă, nu contează, cu pudră, fără pudră, cu primer, fără primer, cum vreți voi, e perfect, aplicat cu degetele, cu pensula, cu beauty blenderul, cu ce vreți voi. Bun, și am mai cumpărat ceva de la, tot de la Maybelline, este acest duo Master Sculpt. Sincer, pe ăsta îl recomand și nu prea. În primul rând, mă scuzați, pensula care a căzut mai devreme pe jos nu folosește la nimic, adică e groaznică, e oribilă, nu folosesc niciodată pensulele astea, asta e și mai oribilă, vrea să fie mai ok, dar nu e. Ce noroc că bronzerul e mai mare decât iluminatorul, pentru că altfel l-aș fi returnat. Cred că, sau nu știu ce aș fi făcut cu el. Iluminatorul ăsta, nu știu, nu are niciun sens, pentru că abia dacă se vede. Și după un timp, după ce se duce tot farmecul și mai rămâne chestia asta care pare simpatică în cameră, dar nu e decât sclipici. Sunt
shimmer, sunt bucățele din alea de sclipici care reflectă lumina și mie nu-mi plac într-un iluminator. În schimb, bronzerul, da, și-a meritat banii, îmi place culoarea, e foarte pigmentat, se compară cu unele mai scumpe pe care le am și de asta zic că e bine că e bronzerul mai mare, pentru că ăsta e singurul scop pentru care o să folosesc paleta asta. Nici nu mă așteptam la mare chestie din partea lui Maybelline, nu știu de ce. Și mai am niște chestii de la Avon. Aici, pe undeva. Astea trei mi le-a cumpărat mama mea, de fapt eu le-am ales și ea mi le-a plătit, ea mi le-a comandat de la o prietenă de-a ei, pentru că eu nu mai știu de unde să comand chestii de la Avon. Am așa un Ultra Glazewear, e așa un luciu de buze nude, are particule mici de sclipici, dar nu mă deranjează, îmi place vara foarte mult. Bun, și am aici un ruj mat. Am vrut să încerc formula celor de la Avon, rujurilor mate, pentru că cele de la Oriflame îmi plac foarte mult, oricare dintre ele, deci toate îmi plac enorm. Și asta e o culoare așa, e un iod, e o textură foarte ciudată, pentru că pare foarte mat și e mat, dar se mișcă pe buze, adică, nu știu, nu usucă buzele, doar finish-ul e mat, nu, e foarte ciudat, dar îmi place foarte mult. L-am purtat deja de câteva ori și chiar îl recomand. Bun. De la Avon True Color am un Glimmer Stick Eyeliner. Așa. E negru. Și vreau să vă arat cât de bun e creionul acesta. Adică cât de negru e. E cel mai negru creion de ochi pe care l-am. Și sunt foarte mulțumită de el, îmi place foarte mult că e intens, e negru intens și durează. Încă se mai vede, în cameră nu se vede, dar încă mai e pe mână, persistă. Bun, și am aici de la Marionaud Paris, am comandat o paletă și am mai comandat și alte chestii în plus când am plasat comanda. Și vreau să le mulțumesc pentru cum am ambalat totul. Sincer, chiar cred că merită să comanzi de la ei, pentru că ambalează totul foarte bine. Adică foarte, foarte rar cred că li se întâmplă să se spargă ceva sau niciodată. Pentru că pungile astea de aer efectiv stau deasupra și sub produse și nu ai nicio șansă să se spargă ceva și să trebuiască să returnezi și așa mai departe. Așa că, da, sunt practice. De la ei am comandat în primul și în primul rând această paletă Rockstar de la The Balm, Balm Jovi, îmi place jocul lor de cuvinte, în loc de Bon Jovi, Balm Jovi, oricum eu sunt fan Bon Jovi, așa că, nu știu, mă reprezintă. Are aici jos două rujuri care nu sunt nici cele mai bune, nici cele mai rele, nu știu cât de des o să le folosesc, dar îmi place că e ambalat separat față de produsele în pudră. Are o oglindă în formă de inimioară, oglinda e bună, e folosibilă, nu e o bandă de ceva. Are un blush și un iluminator care arată cam așa, adică chiar arată bine pentru niște, nu știu, dintr-o paletă. Și îmi plac foarte mult culori, fardurile de ploape sunt 3, 6, 9, 12 farduri de ploape. Sunt superbe, sunt și sidefate, sunt și mate, sunt și metalice. Da, sunt 4 metalice, 4 mate și 4 așa, shimmery. O să vă arat preferatele mele. Sincer, chiar astea sunt cele care îmi plac cel mai mult. Da, super swatch, nu? Da, e foarte faină paleta și chiar mi-am dorit-o foarte mult și mă bucur că o am și chiar o recomand și pentru preț. Cred că costă undeva în jur de 155 de lei, dar își merită banii, sincer. Apoi, un lucru pe care am tot ezitat să-l cumpăr și în sfârșit l-am cumpărat. Nu știu de ce am ezitat atât timp să-l cumpăr, dar regret că nu l-am cumpărat până acum, pe de o parte, și pe de o parte mă bucur că în sfârșit l-am.
Este acest iluminator Merry Luminizer, tot de la The Balm și sincer, chestia asta e, adică, e, nu știu, nu am cuvinte, e perfect, e minunat, e viață. Și pentru că am văzut tot pe Marionaud Paris, am văzut un brand cu îngrijire a pielii, de îngrijire a pielii și am hotărât să comand două chestii pentru că erau foarte ieftine și am vrut să-l încerc, brandul, și am comandat un body mist cu white grape și aloe vera, adică cu strugure și aloe vera. Și îmi place că miroase a fresh, l-am purtat o zi întreagă toată ziua și chiar își merită toți mănuții, îmi place că e mic și încape în orice fel de geantă, inclusiv în cea de acolo micuță pe care o port aproape tot timpul. Și dacă vă întrebați de unde e, pentru că cineva m-a întrebat, e de la Effect, dar nu știu dacă o mai găsiți. În fine, chestia asta încape în orice și îmi place foarte mult. Mi-aduce aminte de străbunică mea într-un mod bun, nu e ceva rău. Și am mai comandat un balsam de buze cu flori de portocale și cu wild honey, adică miere și măsline. Și vreau să spun că am rămas foarte plăcut impresionată. Cred că a costat 15 lei. E destul de mare. Sunt 10 ml aici. Și ambalajul. Adică e atât de drăguț și ambalajul și totul la ei. Nu știu dacă se vede foarte bine. Are așa culoarea asta piersică. Miroase foarte bine, miroase a portocale într-un mod fresh, nu miroase îmbâxitor a sirop de portocale sau eu știu ce, și e foarte bun pe buze. Aproape că nu se simte pe buze, dar îl chiar le hidratează. Și e foarte bun, chiar e de calitate, îl recomand. L-am ținut o zi întreagă pe buze, nu l-am simțit decât când am băut apă, am simțit că s-a lipit ceva de pahar. Și după ce l-am purtat o groază de ore, a aplicat un ruj mat și, sincer să fiu, am rămas impresionată pentru că rujul mat nu mi-a făcut niciun, nu știu, nu mi-a scos în evidență crăpăturile astea de la buză, sincer, pentru că la mine sunt foarte uriașe și sunt foarte deshidratate buzele de obicei. Și chiar mă bucur că acest balsam de buze a reușit să, nu știu, să facă din rujul mat ceva mai simpatic. Bun, asta a fost tot, aproape tot, pentru că vreau să vă arăt un lucru care nu ține de beauty, de frumusețe. Și o să vă las linkul ei în descriere, se numește Anca Raț, da, cred că Raț, și face aceste lucruri superbe, asta e din piele, e un choker. Și chiar îmi place enorm de mult. O să vă las pagina ei de Facebook în descrierea videoclipului. O găsiți în Arad, în târgurile din Mall, din Atrium, la toate târgurile. Cred că participă și are o groază de chestii simpatice. Vreau să fie mult mai apreciată decât e, pentru că merită. Are niște chestii superbe și chiar vreau să mergeți să o vedeți. Îmi vine să-i cumpăr tot standul. Da, și asta a fost tot. Acum a fost tot. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și astăzi și că v-ați făcut timp pentru mine și dați-mi un like dacă v-a plăcut și dacă vreți să vedeți și tutoriale de machiaj și alte tipuri de videoclipuri. Și vă mulțumesc foarte mult din nou și vă pup, ne vedem data viitoare!